Bun găsit tuturor, sunt Flavia Apostol și iată-ne la o nouă ediție Discuții de Budoar, evident că doar aici, la UMAN TV. Până să începem această filmare, admiram această pictură, este o inimă și se potrivește atât de bine cu subiectul nostru de astăzi, pentru că vorbim de relații, vorbim de situații conflictuale, vorbim de momente critice pe care le putem întâmpina. Ei, ce facem? Cum gestionăm aceste momente? Cum ne purtăm? Cum comunicăm? Până la urmă despre asta vom vorbi astăzi. Vă propun 10 situații concrete, 10 situații pe care le puteți și voi întâlni în relația voastră de cuplu. O să vedem exact cum trebuie să ne purtăm și cum trebuie să comunicăm, imediat după generic. Prima dată am zis eu așa, m-am gândit că este ușor să comunici. Ce-o fi așa de greu? Vorbim, nu? Atâta tot, e simplu. Dar cum vorbim în situațiile de criză? În situațiile conflictuale? Cum le gestionăm? Vorbim de 10 situații concrete astăzi. Deci, iată, dacă până acum făceam referire la o singură situație ipotetică, astăzi vă aducem mai multe în față. 10 la număr. Am invitat pe Oana Mândruț, specialistă în comunicare. Bun găsit, Oana, îți mulțumesc din suflet că ai venit alături. Cu drag, Flavia. Iată, este o temă destul de dificilă, pentru că până acum vorbeam aici la un moment dat de câte o situație, aveam câte o problemă. Ei bine, astăzi nu avem 10 probleme. În viața de zi cu zi avem probabil 10 sau sute. Comunicarea este un subiect greu, chiar dacă pare foarte ușor, da. Pentru că toată lumea are pretenția, știi cum se spune, toată lumea se pricepe la fotbal și la comunicare. Uh-huh. Nu-i chiar așa. În viața de zi cu zi chiar vedem că nu se întâmplă lucrul ăsta, dar ce vreau eu să spun, încurajator, este faptul că comunicarea chiar e un proces care se învață. Și mai încurajator este că te-am pe tine invitată astăzi ca să mă înveți exact. Vreau să pornim de la un joc, îți propun un joc, ne jucăm puțin astăzi, deși tema este foarte serioasă. Eu am pregătit aici un bol cu 10 situații ipotetice. Sunt situații care se pot întâmpla oricând. Situații care evident privesc viața de cuplu. Și în momentul iată în care nu știm ce să facem sau dacă știm, avem noi impresia că știm, facem prost. Și iată de ce ajunge să distrugă relațiile. Trebuie, avem mult de muncă, nu? Ești conștientă. Avem puțin de muncă, dar totul ține de voința de a rezolva problema. Bun. Uite cum facem ca să intrăm în pâine deja, pentru că eu cred că deja fetele sunt foarte curioase și băieții deopotrivă, să asculte și ei, să învețe poate să ne mai domolească puțin, zic eu. O să te rog pe tine să extragi câte un bilet, o să-l și citim și să vedem exact fiecare situație în parte. Iată. Suntem de o lună împreună și suntem extrem, extrem de îndrăgostite. Ne-am amorezat. Vrem să-i împărtășim și lui asta. Cum îi spunem te iubesc sau cum îi putem da de înțeles? Cum ne comunicăm dragoste? E un caz fericit. După o lună de zile. Da, noi ne-am îndrăgostit. Asta este. Știi că se spune de foarte multe ori că faptele fac câte 1000 de cuvinte. În general, de acest te iubesc, lumea se teme pentru că devine vulnerabil. În momentul în care spune lucrul ăsta, nu este foarte sigur, mai ales după o lună de relație, că și celălalt îi împărtășește sentimentele. Și de aici intervine reticența. Părerea mea că n-ar trebui să ne întrebăm cum îi spunem, ci dacă îi spunem. Pentru că eu nu mă joc, eu una știind puterea cuvintelor, nu mă joc cu ele, adică le folosesc în dozajul în care e trebuie. Tricky, așa e riscant. Da, este. Sunt foarte atentă, inclusiv dacă spun prieten, amic sau cunoștință, dragoste și iubire, după părerea mea, nu înseamnă același lucru. De asta spun, în momentul în care suntem siguri că într-adevăr ăsta este cuvântul pe care trebuie să-l folosim, îl spunem pur și simplu. Deci răspunsul este nu cum îl spunem, ci dacă îl spunem. Dar există în relațiile între două persoane de sex opus, există acele
nu știu, acea uzanță socială că fata trebuie să aștepte să-i spună bărbatul întâi te iubesc. Nu cred că mai e de mult asta, lucrurile au evoluat în timp, suntem pe picior de egalitate acum, da? Așa că eu zic că n-ar trebui să așteptăm, deci dacă chiar simțim lucrul ăsta ar trebui să-l spunem, pur și simplu. Nu e o rușine. Nu, deloc. Sunt două cuvinte așa de frumoase, te iubesc, așa, ce frumos sună. Mergem mai departe, am clarificat asta exact, o să te rog să mai extragi încă un bilet, după cum vezi îți las ție onoarea aceasta. Of, o situație complicată de data aceasta. Nu așa, mai vorbim, nu mai de, vorbim un cuvânt, de lucruri așa, simple. Da, de o manifestare a dragostei. Începem o relație la distanță. Cum comunicăm în acest caz, în așa fel încât să menținem trează relația, să nu ajungem nici la certuri, nici la infidelități și nici la uitare? Noi suntem în București, iar iubitul nostru este în Statele Unite. Este foarte greu de menținut o relație la distanță. Știi că se spune că distanța, ochii care nu se văd să uită, distanța distruge relațiile și așa mai departe. Este și mai greu atunci când nu ne permitem să o facem telefonic. Pentru că o comunicare instant, în momentul în care îi auzi vocea și poți să fii atentă și la tonalitatea vocii și la, e oricum altceva, o comunicare în scris printr-un, nu știu, Skype, Messenger, o ustensilă de genul ăsta, deformează comunicarea, pentru că nu este în timp real. Și atunci pot să apară, mi s-a întâmplat chiar și mie cu prieteni pe care îi știam de foarte mult timp, pot să apară anumite discuții, pentru că nu înțelegi exact ce ai vrut să spui, este decalat cu informația, poate nu apucă să citească tot și atunci automat intervin dificultăți în comunicare. Plus că în comunicarea în scris, de obicei te grăbești. Da. Și dai o sinteză a ceea ce tu gândești. Și nu întotdeauna... Nu-i vorba de asta. Nu. Mă gândesc la înțelesul comunicării. Da, pentru că o virgulă care ar putea să nuanțeze diferit. Eventual, da. Sau tu procesezi foarte mult în gând, dar datorită faptului că te grăbești foarte tare să-i scrii, s-ar putea ca concluzia pe care o scrii tu el să nu înțeleagă, pentru că nu știe tu ce ai gândit în spate. Așa și atunci apar diverse probleme de comunicare. Și atunci ar trebui să ne ferim de astfel de relații? Eu recomand, nu, dar eu recomand între comunicarea în scris și comunicarea verbală, chiar și la telefon sau prin microfon pe Skype, comunicarea verbală. Deci în cazuri de genul ăsta. E foarte important să auzi și vocea. Vocea. Dar iată, îți era aici în biletul nostru că evident putem să ajungem ușor la certuri, pentru că da. Dacă noi nu ne vedem zilnic, e greu de menținut o relație în momentul în care te vezi zi de zi. Stai bot în bot toată ziua. Când nici nu ne vedem, nu putem fi mai suspicioși? Depinde câtă încredere acorzi partenerului. Punctul bun într-o relație la distanță este tocmai că nu te vezi toată ziua bună ziua și atunci când te vezi, lucrurile sunt puțin altfel. Exact, nu ajuns să te plisești. Este cântei atunci. Deci totuși să încercăm relații la distanță, dar cu abilitatea de a putea comunica. Contează foarte mult încrederea pe care o ai în celălalt. Dacă ești o persoană geloasă sau foarte suspicioasă și tot timpul te gândești la cei mai rău, nu cred că ai nicio șansă să duci relația până la capăt. Dacă aveți încredere unul în altul, începeți și o relație la distanță, că iată, e frumos când o să vă revedeți, o să fie nebunie. Ia să vedem următoarea situație. Deci iată situații pe care le putem întâlni. Avem o ceartă foarte, foarte puternică. Să sperăm că nu ne au și vecini. Amândoi avem senzația că avem în totalitate dreptate și ne vine să-i dăm cu vaza în cap. Furie extremă. Ce facem? Îi dăm cu vaza în cap, mie că îi spar capul și mai ajung pe la închisoare. Ce să-ți spun? Primul lucru, cred că ar trebui să ne calmăm. Dacă noi suntem mai irascibile și în general femeile sunt, bărbații sunt mai toleranți și mai înțelepți, ca să spun așa. De obicei lasă după noi și ei sunt cei care, vrând să se calmeze, ies afară la o mică plimbare și în momentul în care revin, sunt mai dispuși să discute. Nu se poate comunica urlând unul la altul, asta e foarte clar, pentru că dacă ai ajuns la acel nivel, cu siguranță nu o să mai fii atent la ce-ți spune celălalt, interlocutorul tău.
nu o să mai fie atent, e practic un monolog. Două monoloage care se ceartă între ele și nu ajung la niciun consens. Nu. Deci în momentul în care nu mai pot, sunt nervoasă, am nervii la maxim și la paroxism, da? Vine efectiv să-i dau cu ceva în cap. Ce fac în momentul ăla? Respir, încerc să mă liniștesc și abia apoi încep o comunicare? Da. Fie respiri atât de câteva ori, faci o plimbare în jurul casei și revii, dar niciun caz nu e recomandabil să discuți mai ales lucruri importante în asemenea momente, pentru că la nervi nu se pot lua decizii bune, asta e foarte clar. Deci încerci să te calmezi. Un lucru tare important, calmați-vă și apoi continuați discuția. Eu merg repede înainte pentru că, iată, avem 10 situații, am discutat 3 până acum și sunt tare curioasă să o văd și pe următoarea. Ia să vedem. Opa! Se încinge atmosfera. Mă și fâstăcesc când citesc acest bilet. La sfârșitul primei întâlniri cu un băiat, acesta ne invită la el acasă pentru a ne cunoaște mai bine în intimitate. Deci nu ne invită ca să urmărim un film pentru că este el foarte cinefil. Adică sex la prima întâlnire. Cum ne arătăm indignarea și cum putem comunica dacă totuși am mai vrea o întâlnire cu el pe viitor, dar nici nu vrem ca lucrurile să se petreacă, să se consume atât de repede? Ai pus doar situația în care ne arătăm indignarea. S-ar putea să existe situația în care să acceptăm și noi, pentru că îți spuneam lucrurile. Da, depinde ce vrei de la relația respectivă. Da. Cred că poți să-i comunici într-un mod foarte responsabil, fără să-i ataci lui sentimentele și fără să creadă că, nu știu, îl respingi din start, poți să-i comunici lucrul ăsta. Se numește comunicare asertivă, adică îți asumi să spui un lucru care s-ar putea să nu-i placă celuilalt, dar într-un mod în care și motivezi de ce, fără să-i rănești sentimentele. Păi, Ana, uite, de exemplu, eu sunt bărbat acum. Vedeți că pe un bărbat, da? Așa ar trebui eu să te refuz. Tu ești femeie, da. Și eu sunt bărbat acum. Dar ție îți place totuși de mine, adică ai mai vrea să te întâlnești cu mine pe viitor. Oana, hai până la mine acasă să ne cunoaștem mai bine, să discutăm mai pe îndeletă. Și acum eu ar trebui să-ți răspund, da? Sunt atât de obosită în seara asta, m-am simțit atât de bine cu tine. Te rog eu mult de tot, hai să o lăsăm pe mâine. Eu cu eleganță nu-i spun clar. De ce mă invit la tine, nezimțitule? Nu, depinde foarte mult de ce dorești tu. Dacă te-a jignit într-adevăr abordarea lui și ți se pare că asta e, te vrea doar pentru o noapte, poți să fii la fel de dură și să-i răspunzi la fel. Dacă, în schimb, îți dai seama că el a încercat ca orice bărbat, dar da, toți încearcă, nu e vina lor, dar îți dorești într-adevăr să mai existe și o a doua oară, poți să-i spui la modul elegant și dacă el într-adevăr își va dori să mai existe o a doua oară, va accepta. Bineînțeles, nu-l va da asta înapoi, faptul că am fost, iată, obosită pentru o seară, da? Am avut o indispoziție. Mergem mai departe. Sunt chiar curioasă. Vedeți, s-a încins atmosfera, să vedem ce se întâmplă acum. Oare de ce îmi vine mie să râd acum? Suntem împreună în vacanță la mare. Ne bronzăm la soare, foarte frumos. Soarele ne face să fim mai nervoși, mai irascibili. Exact. Începem să ne certăm, pentru că noi vrem să mai stăm la soare, iar iubitul nostru vrea să meargă să pape la masă. Începe o întreagă ceartă, noi îl amenințăm că luăm trenul și ne întoarcem acasă, iar el, surprinzător, este de acord, nu ne oprește. Realizăm însă că nu asta ne dorim și cred că cu siguranță nu vrem să poposim în vreo haltă pe acolo. Mai putem schimba ceva? Cum comunicăm în situația aceasta? Știi că se spune că dragostea unui bărbat trece prin stomac? Deci să nu te pui niciodată cu un bărbat flămând. Așa. Eu cred că nu e o situație chiar atât de gravă, adică în niciun caz n-ar trebui să luăm această decizie de a pleca acasă, doar pentru că fiecare avem, nu știu, lui este foame și noi am mai vrea să mai stăm la Bine, plajă. Dar nu, situația se referea că noi am ajuns și ne-am certat, eventual au fost și niște jigniri la mijloc, așa să ne imaginăm. Dar am pornit de la o situație banală. Suntem în plin conflict, iar asta este picătura care a umplut paharul. Exact.
Mi-a dat amar că plecăm singur acasă, gata, luăm trenul și duse am fost, dar ne cam pare rău că... Femeile au tot felul de metode de a reveni asupra deciziilor proprii. Sunt mai șmechere, dar în ideea, deci valența pozitivă a acestui cuvânt, în sensul că sunt mai istețe și știu cum să ia pe bărbați în situații de genul ăsta. Deci sunt convinsă că am găsit modalitatea de a-i calma. Dar în orice caz, acesta, chiar dacă până atunci au mai fost tot felul de situații care ne-au dus la conflict, ăsta chiar nu cred să fie un motiv de atât de drastic, de despărțire. Suntem obosiți de la soare, știi că soarele te obosește. Se adună și acea senzație de foame, iarăși devenim nervoși încă o dată, deci se dublează starea de nervozitate. A existat anterior o ceartă, iar acum asta a fost picătura care a umplut paharul. Da. Și noi îi spunem plec, iar el nu ne oprește, el zice du-te. Dacă noi o să credem că el va fugi după noi cu sufletul la gură, la cross, îl văd, la gară sau la mașină să te oprească să pleci, nu o să fie așa. Deci totul este să nu ajungi la situația asta. Păi de ce? De ce nu faci asta? De ce nu pleci? Nu, de ce nu vine el așa alergând după noi? Nu așa. Pentru că are și el mândria lui. De asta. Nu înseamnă că nu te iubește. Deci amenințările de genul acesta nu ar trebui să aibă. Părerea mea că sunt puerilă. Nu, sunt puerilă și chiar nu constituie un motiv de ceartă. Adică poți să înțelegi că omului respectiv este foame. Cu asta nu te joci. Când ești obosit, când ți-e foame, când ți-e fric. Și de obicei la certuri, în certurile, în cuplu, să înțeleg că nu și-au locul aceste amenințări. Dacă nu facem asta, eu plec. Dacă părerea mea că nu jucările. Și știi de ce? Pentru că asta cu, da, îmi iau jucăriile și plec, e un gest copilăros, adică e chiar infantil. Iar pentru dacă o să-l ameninți de fiecare dată că se va întâmpla așa, pe urmă când chiar o să o faci, având un motiv mult mai întemeiat decât ăsta, nu o să te creadă. Cu lupul la oi. Exact, cu lupul la oi. Da. Aceeași situație. Deci, la fel, în toate astea, eu văd chiar în toate situațiile acestea conflictuale, deci iată situații de criză, când nu mai putem, nu mai răzbim, ar trebui totuși să ne luăm măcar 5 secunde, 10 secunde în care să ne calmăm. Știi ce e foarte important? Să te pui întotdeauna în pielea celuilalt și să te gândești, chiar dacă te-a supărat o vorbă sau o decizie de-a cuiva, să te gândești ce l-a determinat să spună sau să facă lucrul respectiv. Pentru că e foarte bine să pornești de la premisa că adevărul nu e unul singur și nu-l deții tu. Același lucru care ni se pare nouă că, vai, așa este, masa asta este neagră, s-ar putea să vină un, sau canapeaua este roșie, să vină un daltonist, da, care nu vede culoarea roșie și să spună că este verde. Exact așa se întâmplă și cu lucrurile care nouă ni se par simple. Întotdeauna există mai multe modalități de a vedea un lucru, se numește gândirea laterală, nu oricine o are, dar se poate dezvolta. Deci trebuie să fii empatic, să te pui în pielea celuilalt, să te gândești ce l-a motivat să facă lucrul respectiv. Și întotdeauna o să găsești un motiv, chiar dacă ție ți se pare că te-a jignit gratuit sau nu. Trebuie să fim oarecum drastici dacă are loc o astfel de ceartă sau o ceartă, nu numai, așa cum ziceam eu, o relație la distanță, ne citim, ne certăm pe Messenger sau pe Facebook. Sau, iată, ne certăm la mare când suntem împreună. Deci tot felul de situații acestea conflictuale. Are rost să fim atât de drastici, să zicem, gata, aici punem stop? Încă o dată, depinde foarte mult cât de implicat ești în relația respectivă și cât de mult îți dorești să aibă un viitor. Dar trebuie să conștientizezi că dacă ai spus stop, trebuie să-ți menții acea decizie. Da, pentru că altfel nu o să te mai creadă. Adică nu poți să spui de foarte multe ori stop și să revii totul la sentimente mai bune, pentru că în momentul în care chiar o să te saturi și o să spui stop, nu o să mai fi credibilă. Da, și s-a dus toată credibilitatea, mergem înainte cu aceste situații. Chiar sunt curioasă să văd ce mai urmează, cum ne putem și în această situație. Opa! Îmi doresc acum să fiu iubita oficială și nu o relație pasageră, trecătoare. Cum îi putem da de înțeles încă de la început acest aspect? Deci nu vreau să fiu one night stand sau amanta ocazională, vreau să fiu... Încă de la început nu este recomandabil, pentru că
orice om cu scaun la cap, fie femeie, fie bărbat, prima tendință este să fugă de o relație care poate să-i îngrădească libertatea. Mai ales bărbații fac asta, dar și femeile, destul de des. Deci în niciun caz din primul moment, pentru că nu e ok, nici măcar tu nu-ți dai seama dacă într-adevăr omul respectiv merită sau nu relația respectivă. Eu zic să lași lucrurile să curgă, iar în momentul în care într-adevăr simți că trebuie să pui piciorul în prag și că îți dorești mai mult decât atât, poți să-i sugerezi prin diverse, nu neapărat vorbe, cât fapte. Poți să-l rogi să-ți prezinte prietenii lui, să intri în cercul lui, să-i cunoști familia, să-l faci să vorbească foarte mult despre el, ca să-l cunoști mai bine, să te gândești la lucrurile care lui îi fac plăcere și să încerci tu. În general, femeile fac treaba asta mai mult decât bărbații, sunt mai egoiști, femeile sunt mai generoase prin natura lor, pentru că așa suntem creați. Trebuie să faci tu multe lucruri care știi că i-ar face plăcere să îi se întâmple. Și atunci te insinuezi încetul cu încetul în viața lui și o să devii indispensabilă. Crezi că dacă, să zicem, el ne vede pentru prima dată, ne vede ca pe încă una, în plus o simplă distracție. Noi, cu abilitatea noastră și de a comunica și de a ne purta, putem schimba acest statut categoric, inițial? Categoric. Și acum din nou îți spun o butadă celebră și anume pe bărbat femeia îl înalță, femeia îl coboară. Bărbatul este mult mai maleabil, iar femeile sunt, cum îți spuneam, mai șirete, dar nu în sensul neapărat foarte negativ, adică nu neapărat trebuie să-l întoarcă pe degete, dar are mai multă profunzime, mai multă sensibilitate, întoarce de mai multe ori pe toate părțile un lucru. La bărbați este alb sau negru, cam așa este gama de culori. Noi vedem și nuanțele de gri, mai vedem chiar și un roz între alb și negru de multe ori și așa mai departe. Deci e bine să fii tu cea care dă ton într-o relație. Să-ți dai seama exact ce vrei, zic eu, nu? Că e important și asta, pentru că dacă nu știm și nici noi nu ne înțelegem pe noi, ce să ne mai înțeleagă bietul băiat, că n-are cum. O situație tristă de data aceasta. Suntem în primele zile de relație, suntem la început de drum împreună și aflăm că o rudă foarte apropiată lui a încetat din viață. Cum ne arătăm empatia că suntem alături de el? Aș spune tot prin gesturi. Trebuie să fim mai tandre, mai afectuoase, să simtă că într-adevăr este o persoană caldă lângă el, care îl înțelege, mai ales dacă a suferit după pierderea respectivă. Dacă nu i-ai cunoscut încă familia și înmormântarea este în cadrul restrâns, ar trebui să-l întrebi dacă consideră necesar ca și tu să fii acolo, pentru că s-ar putea să-l încurci mai tare decât să-l ajuți. Deci cam asta ar fi. Lucruri până la urmă de bun simț, adică nu trebuie să citești cărți sau să-ți spună cineva lucrurile astea, pentru că simți că așa trebuie să le faci. Întrebam despre acea persoană? Poți să începi o discuție și să încerci să afli mai multe despre persoana respectivă și poți să-ți dai seama de la primele lui cuvinte dacă este dispus să meargă mai departe și să vorbească despre ea sau nu. Sunt oameni cărora efectiv le face rău să vorbească în acele momente despre persoana dispărută. Sunt persoane care, dimpotrivă, simt că îi aduc un ultim omagiu, așa. Și zici tu că cel mai bine ar fi totuși să întrebăm dacă putem participa la... Da, pentru că în general este o manifestare în familie, sunt rudele apropiate pe care tu încă n-ai ajuns să le cunoști și s-ar putea să se uite și să se întrebe tu cine ești. Da, pe de altă parte, dacă nici nu întrebăm și stăm nici acasă, putem părea dezinteresați. Exact. Deci ce mai bine este să întrebi. Dacă ne auto-invităm, iată cum ziceai tu, dar n-ar trebui să ne supărăm, n-ar trebui să ne supărăm și să spunem, vai, nu ține la mine, dacă ne-ar refuza, pentru că o înmormântare nu este genul de eveniment la care să te apuci să faci prezentări, iar tu n-ai fost introdusă până în acel moment în familia lui și nu cunoști pe nimeni. Și el probabil o să stea cu familia lui, n-o să aibă timp de tine și tot tu n-o să te simți bine. Deci
Deci puțină înțelegere de data aceasta, mai ales că, iată, nu este o situație de distracție, nu e o nuntă la care să ne invite, e o mormântare. Bun, el este nervos pentru un insucces profesional. Nu vrea să discute și se închide în el. Iată, bărbații mai fac așa ceva. Cum facem să putem să-l liniștim, să-l îmbunăm și să se deschidă față de noi? Pentru că vrem să aflăm exact ceea ce s-a întâmplat. El, iată, refuză să comunice și este și mult mai distant față de noi. E clar, dacă îl frământă ceva, nu prea mai poate să fie foarte drăgăstos, mă gândesc eu. Bărbații se tem îngrozitor de aceste, între ghilimele, discuții provocate de femei. Fug mâncând pământul. De ce? Pentru că nu le place. Așa sunt ei. Asta este structura lor. Poți să întrebi pe oricare dintre prietenii tăi că o să-ți confirme. Cel mai bine este să te gândești tu cum reacționezi când ești foarte supărată pe ceva și vrei să-ți clarifici gândurile. E foarte ok să-l lași, să stea el cu el. Și în momentul în care va simți nevoia, dacă va simți nevoia, va veni și va vorbi cu tine. Eventual îți va cere sfatul. Dar nici în această situație n-ar trebui să ne supere foarte tare, dacă probabil nu o să aflăm niciodată care a fost motivul supărării lui. Dar sunt oameni care se macină în interior. Până trece momentul ăla de furie și de supărare foarte mare, e ok să lași în pace pe om, ca să se liniștească. Și pe urmă, eventual, poți să-l întrebi așa foarte pe de departe, iar dacă el este dispus să spună ok, dacă nu, iarăși este bine. Adică eu nu m-aș supăra pe cineva doar că nu-mi spune un anumit lucru. Și ce te întreb, pentru că, uite, noi fetele adorăm să fim rugate, să ne lăsăm așa rugate, implorate, hai, iubita mea, spune-mi ce ți s-a întâmplat, dar insist, spune-mi. Mă gândesc că ei nu comunică la fel, poate așteaptă. Nu. Ei comunică mult mai greu. Femeile sunt mai predispuse la a vorbi. Bărbații mai puțin. Asta și suntem noi mai cicălitoare, așa o idee. Da, și de multe ori îi agasăm, chiar dacă nu ne spun neapărat pentru că ne iubesc. Dar poți să-ți dai seama după un anumit comportament de-a lui. Da, se vede. Bun, deci iată, cu înțelegere. Văd eu că dacă avem răbdare, rezolvăm practic orice. Ia să vedem acum. Iar m-am lovit cu bidon. Îmi place tare mult de un băiat și îmi doresc să am o întâlnire cu el. Cum pot să manifest dorința, chiar dacă poate nu este frumos ca o fată să facă un prim pas? Putem să inducem asta cu ajutorul comunicării sau nu ne rămâne decât să stăm frumos și să așteptăm? Nu trebuie să părem nici disperate, Oana. Cred că situația aceasta se referă mai mult, iată, la rețelele de socializare care acum sunt în vogă, să presupunem că discutăm pe chat cu un băiat de care ne place foarte mult, ne dorim din suflet să avem parte de o întâlnire cu el, el discută cu noi, dar nu face el primul pas. Da, ce facem? Din nou, avem egalitatea sexelor, nu mai e o rușine ca femeia să facă primul pas, oricum asta este o ipocrizie să spui că nu femeia alege, pentru că ea alege. Indiferent dacă invitația vine din partea lui, ea decide dacă se întâlnește sau nu cu el, da, până la urmă. Deci n-ar trebui să fie să ne facem mari probleme în a face o invitație de genul ăsta și în niciun caz nu o să părăm disperată decât eventual de cum o să ne comportăm la întâlnirea respectivă. Acolo poți să dai în bară. În rest, dacă faci o invitație cuiva, eu zic că niciun caz n-ar trebui să se gândească că ești disperată. Că până la urmă asta e scopul, nu? De asta ai pornit acel gen de comunicare. Dacă el nu ne invită, el nu zice nimic, poate că nu ne invită, că nu ne place. Nu, să știi că în general bărbații sunt timizi. Sunt niște mari timizi, chiar dacă ei nu recunosc. Femeile sunt mai curajoase și își asumă niște lucruri. Și atunci e foarte bine să pornească de la tine treaba asta, pentru că o să te vadă că ești hotărâtă. Ți-am spus, singura problemă care ar putea apărea este la cum va decurge acea întâlnire, cât de mult lași garda jos, pentru că ești vulnerabilă, pentru că tu ți-ai dorit acea întâlnire, știi? Și foarte mulți bărbați ar putea să interpreteze că dacă au fost invitați, gata, au asigurat prima noapte de dragoste, de ultima noapte de război, ca să înlocuim titlul. Da.
Exact. Aici ar putea fi riscul de care vorbim. Da. Dar în rest, n-ar trebui să ne fie teamă să, sau, zicem clar sau inducem așa ideea asta? Poți să induci. Poți să le întrebi ce vine îți place, care e locul tău preferat din București și atunci îl duci spre teritoriul spre care îți dorești. E și asta o artă, să știi. Să reușești să ajungi la, la un răspuns, să capeți un răspuns punând întrebări, nu întrebări directe. Mai bine chiar. Decât să zicem, ce faci să vrei să ne vedem? Mai bine zic eu, nu? Da. Și ultima situație, nu ți-o mai dau să alegi, că nu mai avem ce să alegem. Am ajuns și la final de drum. Ia să vedem aici ce situație avem. Am început să ne întâlnim cu un nou băiat, cu un nou bărbat. Avem deja câteva întâlniri la activ. Suntem foarte încântate de el. Nu știu de ce astăzi, în toate situațiile acestea, am fost cam prostănace. Pozitive. Nu. Am fost extrem de amorezate, încântate, nu știu. Da, de ce prostănace? Că e foarte frumos să fii îndrăgostit. Ne îndrăgostim, suntem cam prostănace, așa, nu mai gândim limpede. Așa, deci suntem foarte încântate de el. O poveste la început, dar, atenție, bănuim că el în paralel mai are pe cineva. O altă relație. Avem noi niște bănuieli, poate confirmate de anumite lucruri. Cum facem să ne comunicăm curiozitatea și să aflăm? Iată, suntem la început, mi se pare că mai urea să-l întreb, auzi, zi sincer, tu mai ai pe cineva? Da. N-ar trebui să fim directe nici aici. Eu personal nu sunt de acord și știu că multe femei o fac, dar cu condiția să nu fie prinsă cu mâța în sac. Mi se pare josnic din partea ta să te apuci să-i cauți prin telefon, să-i citești mesajele, să încerci să-i spargi parola la mail. Eu personal nu sunt de acord cu asta, pentru că mă gândesc că nici mie nu mi-ar place să mă verifice în halul ăsta cineva. Nu. Adică ce ție nu-ți place, altuia nu-i aș face. Aș lua la fugă personal. Păi vezi? Dar foarte multe femei nu reușesc să-și reprime curiozitatea asta și atunci își fac mai mult rău până la urmă. Pentru că dacă afli, nu-ți cade bine. Da. Dacă nu afli și oricum ai înfipt cuiul și te gândești tot timpul, iarăși nu este ok. Da. Deci nici nu ar trebui întrebat direct, dar eu zic că o femeie își dă seama de treaba asta. Adică are un al șaselea simț care funcționează în situații de genul ăsta. Și a dat și femeia din situația noastră seama, și nu știe dar cum să... bănuiește doar, nu este sigură 100%. Păi există... Că nu i-a văzut împreună. Există anumite lucruri prin care poți să-ți dai seama. Poți să-l suni, de exemplu, la o oră la care nu este cu tine, dar nici nu ar trebui să fie în altă parte sau ocupat. Și dacă nu-ți răspunde... Poate încercat. Să-ți ridice un mare semn de întrebare. E semn de întrebare. Este semn de întrebare, da. Dacă îți răspunde și te repezește din nou, și mai există diverse variante pe care o femeie deșteaptă știe să le... Bun. Dar sau... în niciun caz nu ar trebui întrebat din prima, pentru că încalci teritoriul. Și atunci ce-i fac? Cum îi zic? Cum abordez cu el această discuție? Pentru că până la urmă eu cred că trebuie să ajungem la o discuție. Sau îi dăm papucii direct și zicem, ne pare rău, n-am găsit eu pe altcineva, du-te, pa! Depinde foarte mult cât de mult ești implicată în relația respectivă. Poți eventual să începi o discuție la modul general despre infidelitate, despre cum vede el relațiile. Pentru foarte mulți bărbați nu e un mare păcat să... stai cu picioarele în două luntri, adică pentru ei e o chestie absolut normală. Frumos, și spun de foarte multe ori, păi n-am iubit-o. A fost așa, o relație de... Exact. Infidelitate, așa. Nivelul implicării din punct de vedere sentimental este diferit la femeie și la bărbat. Noi, cum tu spuneai că suntem de întâlnit, eu n-aș spune chiar așa, dar ne aprindem mai repede și avem tendința mai acută de a fi fidele. Deci noi când suntem într-o relație, suntem într-o relație. În momentul în care ne-am săturat de relația respectivă, nu ducem în paralel. O rupem și începem una nouă. Ei sunt mai comozi. Ei duc în paralel foarte mult timp și trebuie să fii tu cea care pune piciorul în prag ca să se termine o relație, chiar dacă s-a terminat de mult. Și e indicat să-l punem să ia o hotărâre dacă aflăm. Bineînțeles, păi mi se pare normal, adică fiecare femeie ar trebui să aibă demnitatea.
de a nu se lăsa, nu știu, pe maltratată în niciun fel, nu neapărat fizic. Asta, de exemplu, poate fi un abuz psihic, nu? Categoric. Pentru că îți face rău. Categoric. Dar îl putem, nu ne înjosim noi dacă îl punem să aleagă? Nu. Alege. Nu, în niciun caz. Nu, păi de dreptul tău să știi. Practic este viața ta, da? Sunt anii tăi, timpul tău investit în relația respectivă. Mi se pare absolut normal să întrebi un lucru de genul ăsta. Este timpul nostru și tocmai de aceea trebuie să știm să ne-l gestionăm corect și trebuie să avem grijă și cum o comunicăm. Iată, vorbele pot să ne ajute sau pot să ne facă rău. Nu? Mm-hmm. Pentru că până la urmă, iată, situațiile conflictuale se întâlnesc deseori, se nasc din nimicuri, iată, nici nu ne dăm seama cum ne înțelegem bine, ne iubim. Și în secunda numărul 2 putem să ajungem la o discuție în contradictoriu care poate să ajungă la un mare conflict. Am încercat astăzi, alături de Oana Mândruț, invitata mea, să găsim câteva soluții, câteva indicii de cum să procedăm în anumite situații critice, anumite situații de ceartă sau în anumite situații delicate, dacă ne aducem aminte de acele momente în care poate iubitul nostru își pierdea o persoană dragă. Sper că v-au fost de ajutor aceste situații și că dacă le veți întâlni în viața voastră personală, veți ști cum să procedați. Până data viitoare, eu vă pup cu mare drag, sunt Flavia Apostol, pe curând!